Călătorul ai cărui pași se afundă în nisipul fierbinte al pustiului iudeii, pe drumul ce leagă Ierusalimul de Ierihon, are de străbătut peste 20 de kilometri. Aici, primăvara păstrează încă ultimele urme de verdeață. În apropiere, Mântuitorul Hristos și-a început predica. În aceste locuri, cei care îl urmau au putut auzi una dintre cele mai frumoase pilde pe care Învățătorul le-a rostit. Înțelesul ei va fi temelia învățăturii creștine. Dar cine este aproapele meu? Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon. Pilda samarineanului. Călătorul care ar străbate astăzi același drum ar avea de parcurs o zonă deluroasă, aridă, un drum lung, anevoios. Urmele celui jefuit de tâlhari pe drumul ce leagă Ierihonul de Ierusalim s-au pierdut în nisipul măturat de secole. Ceea ce s-a păstrat este povestea unui om găzduit într-o casă de oaspeți de către un străin, un alt neam. Locul acela, casa de oaspeți, s-a pierdut și el. Sau nu?